cursul inferior și lunca râului Tur au păstrat multe din lumea de odinioară a apelor, caracterizată de meandre, brațe moarte și păduri de luncă. Toate casanările și lucrările de amenajare a teritoriului din ultimele decenii au schimbat mult peisajul, zona păstrează încă numeroase valori naturale. Precipitațiile căzute în munții Oașului sunt reținute de un mare lac de acumulare. Cantitatea mare de apă acumulată în mod artificial, străină peisajului, se revarsă prin stăvilare în câmpie. Dincolo de stăvilare începe lumea Turului, o lume diversă și colorată. Rezervația naturală Râul Tur, cu o suprafață de peste 6200 de hectare, a fost constituită în scopul protejării valorilor naturale ale zonei. Area protejată urmează cursul râului de la lacul de acumulare Călinești-Oaș, până la granița româno-maghiaro-ucrainiană. Rezervația Râul Tur, împreună cu alte patru arii protejate, a fost luată în custodie de către Societatea Carpatina Ardeleană din Satu Mare. Obiectivele turistice din localitățile riverane și din zona protejată pot fi descoperite cel mai simplu străbătând zona cu bicicleta. Haideți să urmăm doi iubitori de natură în încercarea lor de a descoperi frumusețile acestei zone. Emeșe și Tibor pornesc din Satu Mare, apropiindu-se de Tur prin pădurea Noroieni, de asemenea protejată.
O parte din brațele moarte s-au format pe cale naturală, prin gătuirea meandrelor, iar celelalte sunt rezultatul lucrărilor hidrotehnice de regularizare a cursului râului. Ele sunt elemente caracteristice ale peisajului și de obicei sunt bogat populate de plante acvatice. Odată cu trecerea vremii, albiile acestor brațe se colmatează, pe maluri făcându-și apariția stufărișul și diferite specii de sălcii. Pe lângă stânjenerul de baltă, câteodată își fac apariția și mult mai rar întâlnitele viorele de baltă. Priveliștea care ți se oferă merită efortul de a urca. Poți vedea departe deasupra pășunilor din preajmă. Spre vest se întinde localitatea Turul Lung, iar la est se înalță culmile munților Oașului și Maramureșului. Microclima dealului mic este propice cultivării viței de vie. În fiecare primăvară, zgomotul făcut de foarfecele de tăiat via umple valea. Datorită aerului umed și căldurii, toamna, din boabele bine coapte, se obține un must dulce. Deasupra viilor străjuiește capela înălțată în secolul al XIX-lea, în cinstea Sfântului Donat. Ocrotitorul viticultorilor și al viței de vie este sărbătorit în fiecare an de locuitorii satelor din împrejurim, în data de 7 august, printr-un pelerinaj. Cuibul de barză neagră este de multă vreme pe acest stejar bătrân. Îl cunoșteau pădurarii, ocrotitorii naturii și toți cei ce cutreierau pădurea, deoarece pe sub el trece o potecă. Într-o iarnă însă, datorită cantității mari de zăpadă căzută și a vântului puternic, s-a rupt una din crengile ce susțineau cuibul, iar acesta s-a prăbușit. Membrii societății carpatine ardelene, custozii rezervației, au hotărât să sară în ajutorul perechii de berze negre, care urma să se întoarcă în primăvară. Iarna, echipați cu scări lungi, corzi, unelte și bucăți de scândură, s-au deplasat la locul cu pricina. Uh-huh.
În locul cuibului prăbușit au instalat un suport solid și folosindu-se de crengile căzute au construit un nou cuib pentru Barza Neagră. Deși noua construcție nu era nici pe departe atât de cochetă ca cea originală, a reprezentat totuși o bază de pornire. Păsările sosite primăvara au renovat cuibul, rămânând astfel în locul obișnuit de cuibări. Iarna pădurea este liniștită, litiera este acoperită de zăpadă, iar apele de un strat gros de gheață. Cuiburile coloniei de stârci sunt goale. Primăvara aduce multe schimbări. Locul litierei brune este luat de o pătură verde cu flori, iar văzduhul se umple de cântecele păsărilor. Brațele moarte din împrejurime răsună de orocăitul broaștelor. A sosit vremea împerechierii și a depunerii pontei. Buhaiul de baltă, broaște de pădure și de mlaștină, toate se îndreaptă spre apă unde, în curând, zonele puțin adânci din apropierea malurilor vor fi populate de mormoloci esiși din ouă. De aici, din băltoacele din apropiere și de pe pășunile umede, adună hrana pentru pui perechea de berze reîntoarsă acasă. Puii cresc repede. Căutarea și capturarea prăzii este continuă. Fără întrerupere, puii aproape pregătiți să zboare, fac să dispară în câteva secunde hrana regurgitată de către părinți. Pășunile și fânețele bogate ce mărginesc râul au luat naștere în locul pădurilor de luncă defrișate. Terenurile cu sol umed, pe lângă faptul că oferă surse bogate de hrană pentru viețuitoare, oferă și avantaje economice satelor din preajmă. Această exploatare economică însă nu perturbă foarte tare echilibrul lumii vii. Pentru cosit și cultivarea terenului se folosesc puține mașini agricole și lipsesc monoculturile care fac peisajele atât de monotone. Pe pășunile și fânațele presărate cu tufe găsim plante și animale protejate.
ziua se poate auzi pretutindeni cântecul ciocârliei. Pe tufe pot fi observați sfârâncioci, presuri și mărăcinari. Aici vin pentru hrănire agvila țipătoare și gaia neagră, care cuibăresc în pădurile de lungă. Noaptea se aude sunetul scârțitor al cristerului de câmp, ascuns în iarbă. Aspectul actual al pășunilor este rezultatul pășunatului pe parcursul a multor secole. Numărul vacilor și bivoilor crescuți în gospodăriile din satele din împrejurimi este în continuă scădere. Există pericolul ca prin dispariția acestora să se deterioreze sau chiar să dispară aceste pășuni cu o diversitate biologică mare. Actualmente, cirezile răcorindu-se în apa râului sunt încă imagini obișnuite. Toată zona turului poate fi străbătută pe trasee de ciclism marcate. Pentru orientarea turiștilor au fost amplasate panouri informative și hărți în mai multe puncte. Pe cursul râului, în locul fostelor zone mlăștinoase, s-au înființat două crescătorii piscicole. În stufărișul amenajelor piscicole de la Adrian și Bercu cuibăresc multe specii de păsări acvatice. Primăvara și toamna, în perioada de migrație a păsărilor, suprafețe mari de apă asigură locuri de odihnă și de hrănire pentru păsările migratoare. În larg, în atărațe, orcodei și lișițe, iar în apele puțin adânci în apropierea malurilor își caută hrana stârci, ciugulezi, năgâți și fluierari. Lumea apelor și a malurilor poate fi explorată cel mai simplu cu barca. Mergând cu canoia pe cursul râului, ni se dezvăluie o priveliște mult diferită de cea oferită de o plimbare pe mal. O
Obosiți de mersul pe bicicletă și cu barca, Emeșe și Tibor termină seara excursia lor de o zi din lunga turului, lăsând în urmă o zi plină de aventuri și senzații plăcute.